Și interesant, în Sfânta Scriptură, avariția, lăcomia este legată de curvie, de destrăbălare. În multe locuri. Lăcomia este legată de curvie. Citiți Efeseni, citiți Coloseni și veți vedea. Zice, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Și curvia cu iubirea de bani sau lăcomia de avere sunt puse împreună. De obicei lucrurile astea merg împreună. Acum poate noi nu putem să facem conexia. Care e conexia între curvie și lăcomie? Dar Biblia arată că ele sunt puse de obicei împreună și foarte important de observat. Hai că poate sunt adunări care curvia ar mai disciplina-o. Dar în câte adunări ați auzit că oamenii sunt disciplinați sau mustrați pentru lăcomie de avere? Eu n-am auzit niciun caz până acum. Ați auzit vreun caz? Nu. Păi de ce să fie disciplinați pentru lăcomie de avere? Deci pot să bată doi frați între ei pentru 30 cm de pământ, să-și dea cu gardul în cap, să fugă unul cu furca după altul, da? Pentru că au făcut public treaba asta în strașul la răspundere de adunare, dacă straș. Dar nu că-s lacum. Dom'le, de ce a fugit unul cu furca după altul pentru 30 cm de pământ? Pentru că-s lacum de avere. Ce, cum tratează Domnul Iisus problema când vin doi frați să se certe la el? Zice, nu m-a pus nimeni judecător între voi și zice, aveți grijă la iubirea de bani, la lăcomia de avere. Că asta duce la pierzare veșnică. La asta duce. Și Domnule, dacă eu văd pe un om că trăiește într-un păcat care îl duce la pierzare veșnică, cum pot să-l las în pace? Se spun bine că nu o curvit. Nu, el tot la pierzare veșnică se duce. Tot la pierzare veșnică se duce, da? Sau faptul, momente și momente și cazuri după cazuri și poate în țara asta vedem pretutindeni lucrul acesta, oameni care nu mai au timp de rugăciune, nu mai au timp de neveste, nu mai au timp de prunci, nu mai au timp de familie, nu mai au timp de adunare, nu mai au timp de nimic. De ce? Frate, muncesc. Acum sună bine să spui că muncești, nu? E bine să fii un om muncitor, nu-i bine? E extraordinar. Frate, eu nu sunt ca tine care studiez toată ziua. Nu, ați auzit, eu am auzit asta, m-am săturat de ea. Frate, eu nu sunt ca tine care studiez. Noi muncim, frate! Noi muncim. Știți cum se cheamă asta? Știți cum se cheamă? Lăcomie de avere. Niciunul dintre dumneavoastră și dintre noi nu muncește atât de mult numai ca să-și... Trebuie să aduc o pâine acasă. Serios? Deci tu vrei să-mi spui că atât ai muncit pentru o pâine. Deci nu ai o pâine și de asta ai muncit așa de mult. Deci dacă ar fi așa, uite, îți dau eu pâinea. Dacă pentru pâine, dar nu muncim pentru pâine așa mult, nu? Să fii serios. Să fii serios, nu despre asta e vorba. Și asta se întâmplă pretutine în țara asta. Dintr-o biserică de 300 de membri, vineri seara sunt 25 sau 30 de oameni. Știți cum se cheamă asta? Confort, lux, lăcomie de avere, lipsa iubirii de Dumnezeu. Asta se cheamă. Asta se cheamă când bate vântul pe acolo.